Probabil că început exploatării s-a făcut cu meșteri greci aduși din Pont, pentru că și zidurile de la cetăți sunt făcute după moda grecească. Au tot felul de detalii care copiază zidurile grecești, inclusiv pe cele de la Histria. Și au folosit uneltele pietrarilor greci, cei care se foloseau la vremea respectivă. Nu s-au făcut studii amănunțite pentru uneltele, pe urmele de unelte lăsate aici, în această carieră. Asta ar fi un subiect senzațional. Urmele pot oferi indicii? Sigur că oferă indicii, doar că uneltele astea nu diferă foarte mult de la un secol altul și de la, să zicem, grecii și romanii foloseau cam același tip de unelte, dacii probabil că și ei foloseau cam același tip de unelte. Dar sunt unele indicii, unele detalii care pot diferenția. Chiar dacă nu se cunosc detalii despre cariera de la Măgura Călanului, locul de unde dacii au exploatat calcarul pentru construcția cetăților din Munții Orăștiei, o analogie cu ceea ce se întâmpla într-o carieră romană din timpul împăratului Traian ne ajută să înțelegem dimensiunea pe care o astfel de exploatare o putea atinge. Spre exemplu, în carierele imperiale de la Mont Claudianus erau angajați 349 de meșteri locali, calificați ca pietrari și fierari, la care se adăugau 402 muncitori necalificați și 57 de soldați. Aceștia erau supravegheați de un centurion, un decurion și de un arhitect. Evident, dincolo de aspectul ce ține de resursa umană necesară pentru exploatarea calcarului din carieră, există multe alte chestiuni ce au nevoie de lămuriri, iar una dintre acestea face referire la modul în care blocurile de calcar ajungeau de la Măgura Călanului în zona cetăților dacice. Se cunoaște modul în care erau transportate blocurile? Putem face doar presupuneri și comparații cu cum se descurcau alții în asemenea condiții, dar cu siguranță a fost foarte dificil pentru că noi suntem aici cam la cota 500 și blocurile astea au ajuns până la Sarmisegetuza, unde e cota 1100 și chiar mai sus. Deci le-au transportat pe crestele dealurilor și ale munților, pe diferențe de altitudine mari, cu, nu știm. Și comparativ, ați spus numai dacă... Unii presupun că cu sănile iarna, eu nu sunt convinsă de această ipoteză, pentru că iarna e... ziua e scurtă, e frig, probabil că transportau totuși vara cu animale, cu care, cu... nu știu. Este un alt subiect complet, cum să spun așa, nelămurit, care ar merita abordat. Da, și e interesant că au rămas aceste urme pe piatră. Astea sunt de la unelte. Urmele astea în diagonal, așa. Aha. Deci, practic... Și puteți vedea și sus cum au fost extrase, pornind de sus în jos, urmele de la blocurile extrase. După 2000 de ani, pe toată partea asta a versantului, încă se văd blocurile desprinse care n-au mai ajuns în vale. Da, e ca un stop cadru, un țepenit, așa, încremenit în timp. S-a oprit activitatea. Blocurile astea, de fapt, blocurile, stâncile astea mari erau desprinse din fronturi și apoi foloseau icuri metalice, făceau niște găuri în care introduceau icurile pe care le loveau simultan și piatra crăpa și desprindeau bucăți mai mici. Aici se văd niște urme de în care au fost introduse icurile. Ele merg, practic, pe toată această parte a... Pe întreaga latură, da? Întreaga latură, da. Ele sunt aliniate, cumva, sunt într-un șanț plasate. Nu știu câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și se continuă. 9, 10, 11, 12. Deci, din partea asta deja au desprins o bucată. Se vede
foarte bine urma icurilor. Deci îi făceau un șanț cu, în forma literei V și în acel șanț puneau găurile pentru icuri și icurile. Oricum sunt blocuri colosale. Și atunci se fisura. Se fisura practic blocul, nu? Și da, fisura bucăți mai mici. Probabil că fisurile astea mai mergeau și aleatoriu și ele mai... Sigur, le mai prelucrau după aceea. Da. Distanța dintre locul de exploatare și cel în care au fost ridicate cetățile variază între 40 și 50 de kilometri, cu diferențe mari de nivel. Pantele dealului de la Măgura Călanului sunt și astăzi pline de blocuri de calcar care nu au mai ajuns la destinație. Nu este foarte clar motivul pentru care acestea nu au mai fost folosite, chiar dacă cercetătorii au concluzionat că această carieră a fost utilizată și în epocile ulterioare existenței regatului dac. Pentru Aurora Pețan este clar faptul că înainte de perfecționarea în tehnica grecească de exploatare și fasonare a pietrelor, dacii cunoșteau metode de realizare a teraselor artificiale, a zidurilor de sprijin sau de apărare cu piatră nefasonată sau semifasonată.